John, Brenciu și Capron, până și haterii ne iau la ringtone. Eu și Iada sunt pe bani, yeah. Ne aștept sezonul estival, yeah. Aia zic, uite-l 1-3-3-1. Da, da, mă, pe el e pe 13, pe 31 mai. Ne-am bătat și ne-am dus și ne-am tatuat. Ca să fie. E genial asta. Da. Hey! Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Ceva de dragoste. Vezi? Am plecat. Am plecat imediat pe dragoste. Oh my darling, I love you. And I always will. Doamne și domnilor, Elvis n-a părăsit clădirea. Tu ai fost un om îndrăgostit de Elvis. Da. Îndrăgostit de James Brown, îndrăgostit, da, de Jimi Hendrix, îndrăgostit de... De muzica. Bă. Și de muzica aia. Și deodată, tu ți-ai spus Cabron. Cabron e un fel de nenorocit așa, știi? Și eu eram gangster. Și, bă, deci, cam... practic, când ai și Narcos... Păi și aici la mine, pe strada mea. Și facem totul natural și spargem viața de la mama. Și e din club și e bine, bine, bine de tot. Dar merg încet și drept și chiar fără efort, yeah. Să se audă tare albumul nou, de la Brenciu până la Chișinău. Gianina, ascultă. Mamă, d-alea vechi. Da, astea sunt adevărate, yeah. Nu cred că Gianina și-a schimbat stilul. Așa. Cabron cântă rap, Gianina, yeah, ascultă Celine Dion. Da, îi place, da, e fană mare Celine. Gianina, pentru tine? Da, eu nu pot să cânt Celine Dion. Ai fi vrut să cânti Celine Dion acum? Aș fi vrut. Și acum, Gianina, atenție! Alături de Alexandru, da? Pe vapor! Pe vapor! Ai făcut o singură dată, într-o singură zi, karate. Da. Într-o zi... Da. Eu am crezut că la karate te duci să te bați. Tu faci karate, eram cu filmele cu Van Damme. Corect. Și când m-am dus acolo, m-a pus ăla, flotări, m-a pus toate alea, nu m-am mai dus. Poze, poze, tripuri grele, gândurele când te-ai agățat în ele. Cum de știi să-mi spui că noi aici sunt singură, dacă e la rata că te iubesc suficient. Nu-ți place schema în care ești, dar nu-ți vine să ieși când vezi că îi zbândești și să îi întorci ca la Ploiești, da. Îți mai dă o stradă că ai băgat Ploiești aici. Să nu-mi dă pe aia pe care i-a dat-o lui Doroftei, că e mică rău de tot, abia intru cu mașina. Serios?